dacă am găsit să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Lăudați pe Domnul căci este bun, căci în viață ține îndurarea Lui. Te laud pentru că m-ai ascultat, pentru că m-ai mântuit. Piatra pe care au lepădat-o zidare a ajuns să fie pusă în capul unghiului clădirii. Domnul a făcut lucrul acesta și este o minunăție înaintea ochilor noștri. Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm și să ne veselim în ea. Doamne ajută! Doamne dă izbândă! Binecuvântat să fie Cel ce vine în numele Domnului, vă binecuvântăm din casa Domnului. Domnul este Dumnezeu și ne luminează. Legați cu folie vitea care pentru jertfă și aduceți-o până la coarnele altarului. Tu ești Dumnezeul meu și eu te voi lăuda. Dumnezeule, te voi preamări. Lăudați pe Domnul căci este bun, căci în viață ține îndurarea Lui. Amin. Vă rog să reocupați locul. Iubiții mei, frați și surori, în Domnul Iisus, acest psalm este un psalm profetic și un psalm mesian. Dacă privim puțin la conținutul acestui psalm, vedem că, chiar dacă nu este scris, de cine este scris, putem ca să deosebim și să vedem foarte clar că acest psalm este un psalm al lui David. Este atât de potrivit cu viața lui David și vedem aici, apoi, în a doua parte, că este și un psalm mesianic pentru că ne vorbește despre Domnul Iisus Hristos. Psalmul acesta ne face ca să înțelegem în dimineața aceasta câteva lucruri care sunt foarte importante pentru noi. Și trebuie să ne punem întrebarea aceasta. Când ar trebui să lăudăm noi pe Dumnezeu? Și cred că cuvântul cel mai potrivit este acesta, ca să lăudăm pe Dumnezeu în orice vreme și în orice loc, slăvit să fie numele Lui. Amin. În dimineața aceasta consider că este un loc foarte potrivit, este un timp foarte potrivit, ca toată lauda noastră, toată închinarea noastră să fie adusă acestui Dumnezeu care a înviat și este viu în vecii vecilor, slăvit și binecuvântat să fie numele Lui. Amin. Să vedem câteva motive pentru care ar trebui să lăudăm noi în dimineața aceasta. Și în primul rând, pentru că îndurarea Lui ține în viață, așa am citit, în primul verset. Zice, lăudați pe Domnul căci este bun, căci în viață ține îndurarea Lui. Deci îndurarea lui Dumnezeu, dragii mei, nu ține o zi, nu ține două, nu ține trei, nu ține nici o lună, ci îndurarea lui Dumnezeu ține în viață. Slăviți să fie numele Lui. Pentru că El s-a gândit și la noi și are îndurare, are har, are binecuvântare și pentru noi în fiecare zi. Dragii mei, noi oamenii în general suntem schimbători și toate lucrurile în jurul nostru sunt schimbătoare, dar există ceva ce nu se schimbă. Și aceasta este îndurarea și bunătatea lui Dumnezeu, fie binecuvântat numele Lui. Dacă noi suntem de multe ori cavalurile mării, plutim încoace și încolo, dar îndurarea și bunătatea lui Dumnezeu rămân aceleași. Este un lucru extraordinar de frumos pentru noi. Noi oamenii ne schimbăm, dar El este Domnul. El nu se schimbă niciodată, așa ne vorbește cuvântul lui Dumnezeu în Maleahi, în capitolul 3 și versetul 6. Pentru că Domnul nostru nu se schimbă, avem garanția mântuirii, avem garanția ocrotirii, avem garanția călăuzirii noastre în fiecare zi. El rămâne credincios și bun, chiar și atunci când noi suntem necredincioși, când noi mai șchiopătăm, când noi mai avem probleme în viața noastră și Dumnezeu este același. El rămâne neschimbat. Domnul, dragii mei, în al doilea rând, ascultă rugăciunile noastre. Și dacă privim puțin la versetul 5, uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu. În mijlocul strântorării am chemat pe Domnul, Domnul m-a ascultat și m-a scos la larg. Ce minunat este Dumnezeul acesta care este plin de îndurare, Dumnezeul acesta care nu se schimbă, Dumnezeul acesta care atunci când suntem noi în strântorare, ce face El? Ascultă rugăciunile noastre și ne spune aici cuvântul lui Dumnezeu că El ne scoate la larg. Fie binecuvântat numele Lui pentru aceasta. Domnul ascultă rugăciunile noastre. De ce? Pentru că El este bun. Pentru că El are har. Pentru că El este Dumnezeu și El și-a dat toată dragostea prin Domnul Iisus Hristos pentru noi.
Și vedem că această dragoste s-a împlinit la cruce, la Calvar. Acolo unde Domnul Iisus Hristos a trebuit ca să moară pentru noi. Acolo unde Domnul Iisus Hristos și-a dat viața de dragul nostru, ca noi să fim binecuvântați Lui. De aceea Dumnezeu ascultă rugăciunile noastre. Când vine cazurile, durerile, încercările de toate felurile, ne punem întrebarea, ce să facem? Dar noi, ca copii al lui Dumnezeu, care ne dăjduim în Dumnezeu, care credem în Dumnezeu, știți ce facem? Venim la El cu rugăciunile noastre, ne închinăm înaintea lui Dumnezeu și rugăciunea aceasta trebuie să fie o închinare în dragoste, în Cuvântul lui Dumnezeu și în Duhul lui Dumnezeu. Și acestea întotdeauna vor fi ascultate. Domnul Iisus ne spune că tot ce vom cere în numele Lui de la Dumnezeu, El ne va da. Dumnezeu să fie binecuvântat pentru aceasta. În dimineața aceasta, dragii mei, vreți ca să venim cu această rugăciune înaintea lui Dumnezeu, cu această deschidere înaintea lui Dumnezeu, ca Dumnezeu să asculte rugăciunea noastră, să ne binecuvânteze și să ne facă să simțim că această zi este o zi a Domnului, o zi binecuvântată în care El vrea ca să lucreze în inima noastră. Haideți ca să ne ducem pe genunchi și să venim cu această rugăciune înaintea lui Dumnezeu, cu această credință înaintea lui Dumnezeu și partea fraților ne vom închina Domnului.